astăzi, 19 decembrie 2014, Comisia de Validare, în următoarea componență, Stănculescu Victor George, Moise Iuliana, Filip Teodosie, întrunită în ședință pentru stabilirea rezultatului votului secret privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea, care să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vâlcea, a constatat următoarele. Pe buletinele de vot au fost înscrise următoarele propuneri. Domnul Păsat Gheorghe, domnul Persu Dumitru. S-au numărat 17 buletine de vot, din care voturi valabile exprimate 17, voturi nule, niciunul. Rezultatul votului secret este următorul. Domnul Păsat Gheorghe, voturi pentru 17, voturi împotrivă, niciunul. Domnul Persu Dumitru, voturi pentru, niciunul, voturi împotrivă, 17. Având în vedere prevederile articolului 102, coroborate cu articolul 72 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în caz de vacanță, de vacantare, ați scris vacanță, trebuie refăcut, a funcției de președinte, vacanță, bun. Atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de unul dintre vicepreședinți desemnat de Consiliul Județean cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție. Domnul Păsat Gheorghe a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vâlcea. Domnul Persu Dumitru nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vâlcea. Potrivit acestui rezultat, domnul Păsat Gheorghe este desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Vâlcea, de pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar. Semnează Stănculescu Victor George, Moise Iuliana, Filip Teodosie.